amendată a Consiliului Local al Consiliului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi, 21 iulie 2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată prin dispoziția numărul 650 în 21 iulie 2021, emisă de primarul Consiliului Focșani, domnul Cristi Valentin Săilă, ședință ce se desfășoară cu participare online și fizică. Având în vedere acest lucru, voi face apelul nominal al consilierilor locali care participă la ședință. Domnul Vârsan Costel. Domnul Vârsan, mă auziți? Revin.
Vă reamintesc că în situația în care vă aflați în conflict de interese, aveți obligația de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză și s-a anunțat acest fapt încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. În situația în care vă aflați în situații de incompatibilitate, urmează să procedați în conformitate cu prevederile legii 161 2003. Da, bună ziua, mulțumesc, doamna secretar. Așadar, această ședință care a fost convocată prin dispoziția numărul 650 și are un singur proiect înscris pe ordinea de zi, țin să vă reamintesc, doamna secretar, și să luați act de acest lucru, conform articolului 136, articolul 8, litera C din codul administrativ, faptul că nu are avizul Comisiei de Specialitate, proiectul nu poate fi supus. Deci, doamna secretar, vă rog să consemnați acest lucru, da? Ședința nu se poate desfășura. Așadar, neavând avizul Comisiei de Specialitate, și răspundeți pentru legătură, dați-mi voie să îndurnem la capăt. Deci, dacă îmi dați voie ca să se consemneze pe stenogramă, da? Atât timp cât nu are avizul Comisiei de Specialitate, ședința nu se poate desfășura, da? Iar pentru că toți sunt o parte din cei asistenții personale, persoanelor cu dizabilități, deci ședința nu poate să se desfășoare. Da? Dați cuvântul ca să se consemneze, așa cum vă rog. Avem aviz de 7 iuni, pe exact același proiect. Și v-ați uitat avizul ce voturi are? Nu contează dacă este pozitiv sau nu. Doamna secretar, un aviz din 17 a 6-a pentru un proiect înscris pe ordinea de zi din 21 iulie nu se cade. Și știți foarte bine conform codului administrativ. Aduceți-vă aminte de proiectul cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADIS, da? De fiecare dată a fost băgat de 10 ori, de 10 ori a avut avizul Comisiei de Specialitate. Așa este și în cazul acestui proiect. Oricum, am încheiat subiectul și s-a consemnat lucrul acesta. Ședința nu se poate desfășura din pricina faptului că proiectul înscris pe ordinea de zi nu are avizul Comisiei de Specialitate. Și pentru că, încă o dată, premier, ședința nu se poate desfășura. Mai mult decât atât, faptul că sunt acești oameni în sală și pentru că se face uz, cum s-a făcut și de angajații Direcției de Dezvoltare, cum s-a făcut uz de angajații primăriei municipiului Sucșani, astăzi se face uz de problemele acestor oameni care sunt asistenți personali ai celor cu dizabilități. Și aici, să vă fie rușine, domnule primar, că ați ajuns pe spatele dumnealor să vă creați acest capital politic și să inițiți că astăzi în instanță, când ați fost prezent cu un întreg staff în spate, în frunte cu administratorul orașului care, mă rog, nu știe ce căuta acolo, cu consilierul juridic din primăria Focșani, cu avocatul sindicatului, ce ați depus astăzi în instanță? Documente pe care nici mie, nici instanței nu le-ați prezentat în timp util. De aceea, pe 26 iulie, ne vom vedea din nou în instanță ca să se judece această suspendare. Deci, încă o dată, să vă fie rușine că ați ajuns pe spatele unor oameni suferiți să faceți propagandă politică. Da? Ședința nu se poate desfășura, se poate desfășura dumneavoastră calitate de ședință, președinte de ședință, trebuie să ascultați ce spune secretarul. Secretarul garantează dacă este legală sau nelegală. Nu dumneavoastră calitate de președinte. Fugiți din fața răspunderii față de acest oameni. Fugiți din fața răspunderii față de acest oameni. Bătaia de joc a PNR-ului. De aia a spus un lucru și în ședință ca să-ți bată joc de oameni? Ascultați puțin, stimați cetățeni. Ascultați puțin. De ceea ce s-a întâmplat astăzi, de ceea ce s-a întâmplat oricum, dați-mi. Eu vă înțeleg perfect. Astăzi înțeleg
înțelegeți foarte bine. Încă o dată, minte cu neruginare și nu știe legea. Da? Nu știe absolut nimic. Da? În instanță, Dumnezeu a făcut o acțiune care nu, din punctul nostru de vedere și al instanței, pentru că asta a dat un nou termen, Dumnezeu nu putea să o facă. Ea a făcut recurs în numele consiliului local, fără ca acești consilieri să împuternicească să facă acest lucru, fără să aibă acest drept. Uitați, noi am venit ca... Noi am venit, dați-mă, vă rog să nu calmă, haideți să discutăm cu oamenii. Oamenii aceștia, în loc să discute problemele orașului, să votăm un nou buget, să terminăm o dată cu toată această tematură, să vă puteți lua și dumneavoastră banii, să-și poată lua și aceștia în care dați banii, să putem să plătim toate serviciile din primărie pentru altă, toate serviciile pe care primăria trebuie să le facă în municipiul Focșani, da? În acest moment știți că guvernul a pus în dezbatere o ordonanță de guvern prin care vor să ridice o obligativitate a furnizorilor de gaze și de energie electrică, astfel încât să poată să se taie și curentul în oraș. Da? Lumina de la iluminatul public și tot ce înseamnă energie electrică, primărie, cămin de bătrân, cantina de ajutor social, asistență socială, toate serviciile vor să rezisteze. Ei nu vor altceva să facă. Eu este a șasea oară astăzi când fac acest demers prin care ar trebui să înțeleagă foarte clar. Dom'le, ne-asumăm, a fost o hotărâre proastă, nelegală. Că nu dădea o instanță, nu e nebună nicio instanță din România să dea o soluție de suspendare a unui hotărâri care este legal. Poate să solicite oricine de aici, din țara asta. Și astăzi instanța a fost ca să se judece recursul formulat de Dumnezeu. Un recurs formulat în afara legii. Pentru că ea nu trebuie să se... Ea consideră, împreună cu toți cei din PNL, consideră că dacă sunt majoritari, fac legea în țara asta. Da? Au refuzat ajutorul colegilor de la serviciul juridic, în care i-au reprezentat în prima judecată, pe fond, da? Și pentru că, vezi, dragă doamne, suspectează că ei ar răspunde politic și din cauza asta, ei nu, și, nu mai n-au putut câștiga la prima instanță. Și astăzi au spus, nu, domnule, ne ducem să ne reprezentăm noi pe noi. Și s-a dus unei calitate de inginer, chiar s-a făcut el să facă instanță, dar domnule, eu n-am pregătire juridică, eu sunt inginer. Dar cu toate astea, am venit aici să reprezint Consiliul Local. Și cu o bună de dreptate, i-a cerut calitatea de reprezentant al Consiliului Local în fața unei instanțe. N-am putut să o demonstreze. Și instanța zice, domnule, vă dau un termen până pe data de 26 iunie ca să demonstrați. Dar atenție, pe 26 iunie nu, se va da judecare costul. Pe buget. Se va judeca dacă ea este, are calitate de reprezentant al Consiliului Local sau nu. Ce a făcut o lună? Iar eu, singura soluție a trei. Așa de mai mare să mă duc și eu copilul aici. Se, nu știu, ideal de mâncare, dau la primar, sau ce este ea. Așa? Eu știu să aibă grijă, să-i cumpere. Medicamente. Domnilor, gândiți-vă că suntem într-o situație nemaintăită după 1989. Este singurul oraș din România, singura localitate din România după 1989, care la data de 21 iulie nu are buget. Dar nu că nu are buget, nici nu poate să funcționeze. Da? Pentru că s-au concentrat toate forțele ca să le blocheze totalmente. Din ce am zis eu, o mică parte de la primărie și o mare, o mică parte de la guvern. Să dea banii guvernului, să-i dea banii. Banii sunt în trezorerie, dar eu dacă mă duc cu ordine de plată, dacă mă duc cu ordine de plată în trezorerie, trezoreria a primit ordine de la ministrul de finanțe naționale să nu facă nicio plată. Dar nici nu găsesc o soluție legală să spună, da, domnule, e un vis legislativ. Nu există în acest moment prevăzut, nu s-a gândit nimeni la o asemenea prostie, că poate să se ajungă, în cazul în care un buget aprobat să fie suspendat. Oricum ăla este un buget nelegal. Pe asta l-am propus acum. L-am propus de 6 ori să anulăm hotărârea pe care e luată. Nu uitați să nu pot
fiecare dată. Au plecat de fiecare dată. Din 2016, dar cine este de 2016? S-a întâmplat o dată să vă luați indemnizație? Păi și atunci, cine este de vină, trebuie? Mulțumesc. Îmi pare rău, asta eu am făcut tot ce este poate posibil omenește și îi dau. Este o mare abuz. Este o mare spălcare și adevăr. N-a spus și cineva cu cine i-au pus ca să nu aprobe bugetul? Păi dar cine a spus? Spune-mi una! Trebuie. Cine e el? Vezi? Poate nu știi. Păi da. Spune-ți la oameni să știi oamenii. Că noi n-aveam nimic. Păi da, oamenii acestea au venit. Au venit. Au venit și în online. Tocmai pentru a aproba. A făcut, au venit la jumătate să ne prezentă ca să pleci, să ai mătuit să pleci. Iar ce a spus acum că nu are aviz de legalitate este o mare minciună. Doamna Ghiuță, secretarul orașului, a spus foarte clar. El a citit doamna Ghiuță. El a citit doamna Ghiuță. Suspendarea instanța de la Curtea de Apel Galați, ne aflăm în această situație care se trece astăzi. Deci asta soluție, am propus-o încă din 10 mai când am văzut prostia și modul cum am măcelărit acest buget. Ce o să facem? Nu știu, sincer, eu sunt legat de mâini de picioare, credeți. Eu vă cred și mă înțeleg perfect. Ce face un dator? Ce face un dator? Acum mulțumesc ca urmare, deci am plătit cu 80 ceva de milioane. Acolo la 17, datorită din soția mea. Și cea ca urmare acum o să fim doar pe ala. Ăsta e sistemul, e corp. La urmă, 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 la gândim puțin. Pe mine nu mă interesează ce fac din punct de vedere politic. Aici este vorba ori de o administrație. Și administrația se face cu legea. Nu se face pe criterii politice. Că vrem sau nu vrem. Da? Nu știu ce s-a întâmplat și nu mă interesează ce s-a întâmplat la partid. Dar oricum, pe mine mă interesează doar atât. Să putem să vă luați banii cuveniți. Să putem să plătim serviciile de dezinfecție, de dezinsecție, că ne-am răpătit căpușile, ne-am răpătit țânțarii, ne-am răpătit cuvinile, șomulanii, o să ajungem mai rău ca din corul 1. Da? Asta mă interesează pe mine în calitate de primar. Nu mă interesează locurile lor politice, dar ei, pentru că au fost și sunt în continuare foarte supărați pe Focșăne, își bază ochii pe idei. I-ați votat, dacă i-ați votat, uitați-vă la ei. Asta e rezultatul. De ce nu s-au ce-au făcut din ce-au din septembrie 2020? Ce-au făcut? Explicați și mie. De ce nu zicați de este? Trebuie acum prima parte, mă, parte de parte mental, de asta și parte, în orice... Azi ne unăm, să ne unim cu toate. Aici ne să fie o familie. Campania electorală s-a terminat. Am ajuns fiecare copul cu noastră. Hai să ne unim cu ordine să facem ceva pentru orașul. Dacă de asta oamenii s-au și-au pus la pila. Nu au fost la pila. Nu vreau să mai venim să fim.
Vedeți-vă că avem multe proiecte, uitați-vă la lucrările din oraș și să vedeți că multe dintre ele sunt blocate, sunt zisate. Da? Plus alte proiecte care ar fi trebuit să înceapă și nu au putut începe din acest moment. Doamna, stă bine, doamna aia e o condiționată cu casă. Garsoniera de la ANL, cred că stă bine. Spor. Da? Îmi pare destul de rău, sincer. Chiar nu aș știu ce pot să fac. Nu să mai ai de să fac. Nu vreau să mai ai de să fac. Nu vă primi lumină de la domnul Grindă, nu i-a putea să facă nicura cu majunile.